Valeriu Gheorghiță, cel care a nebunit întreaga populație pe vremea așa zisei pandemii de COVID, a ajuns probabil în grad de general șeful spitalului Serei. Și în această calitate, fiindcă nu așa câștigă foarte mulți bani, se plimbă, voiajează în locurile exotice, cele mai scumpe din lume, mai nou, împreună cu Monica Bârlădeanu, cu care s-a și căsătorit, părăsindu-și uh, uh, soția, care a stat alături de el uh, atunci când a fost mai greu.